faza de el cu bia și cu cearta asta, frate, și cu gestul de cu tine, nu, n-are nicio rost. După faza de el cu gestul de cu tine, băi, rusule, n-are nicio rost. Dacă Ela se pune și arată mesajele alea... Ce mesaje, mă? Dacă Ela se pune și arată mesajele aia, ești praf. Dragoste, puterea dragoste. Îmi duci la toată lumea ideea că eu în afară aș fi altfel și aici altfel și vreau să-mi dai câteva exemple. N-aș putea să-i fac asta nici cel mai rău dușman de-al meu. Dacă nu venea Bogdan, continuai să te faci mai bine cu mine? Cum sunt acum, era aceea, nu schimba cu absolut nimic. Zici tu? 100%. Bogdan este singurul bărbat care are acel ceva care pe mine mă atrage din casa bărbaților. Atât! Ai puterea dragostei, tot ce mi se stă în puterea ei. Mi-a dat tot, totul e doar să vei. Prin puterea dragostei, puterea dragostei. Ia, vedeți așa. Bravo! Asta e o amenințare. Mariana. Uai, Mariano. Ce zici de ea? Mariana. Să vă fie mică de mine. Mariana. Da. E mișto trainingul tău. Cum? Trainingul tău e mișto, aveau și defecte. Bine că nu mi-au pus chestii, că e închisă sala și... Ai auzit, Mariana, tot ce a spus? Da, mă înțeles frumos. Mariana, ai auzit ce a spus? Mai spune o dată așa după. Mai spune o dată, Bogdan. Am întrebat dacă a dat Bia, ai făcut foarte mult piept la sală, din câte se observă. Ca de fiecare dată. Băi, dar nu știu ce se întâmplă. Cred că ție îți dau ăștia mai puțin bani, măi, Bia, de aici, de la canal, decât tot nu ți-ai cumpărat sutie. Nu știu ce se întâmplă. E mai natural, e mai frumos, Bogdan. Bogdan. Auziți, dar voi doi v-ați asortat asta sau nu se pare mie? Da, păi nu știu ce am impresia că... Lui Bogdan nu ies guguile afară, în rest e la fel. De ce te-ai îmbrăcat ca mine? Așa este, Bia, eu știam. Tu ca ia zi! Că vă potriviți, da. Bogdan, zic că frumoși azi, băieți. Băi, ia să îmbrăcat ca tine. Nu ai vrut să elimini pe ăla ca să-ți elimini concurența. Poftim? Nu mă face să zic tot, deci... Ce foarte fals. Din cauza voastră, fiind influențat de voi, eu... Dar tu vrei să fii cu ăla? Știi ce cred eu că a fost? A fost totul de TV, de publicitate. Da, dar s-au vorbit ei doi. Da, ca să fie totul de publicitate, să fie în centru atenției. După faza de el cu bia și cu cearta asta, frate, și cu gestul de cu tine, nu, n-are nicio rost. După faza de el cu gestul de cu tine, Berusule, n-are nicio rost. Auzi, trebuie să fac cuplu și să uite cu ochii după tine, mai bine nu, frate. Îmi duci la toată lumea ideea că eu în afară aș fi altfel și aici altfel. Și vreau să-mi dai câteva exemple. N-aș putea să-i fac asta nici cel mai rău dușman de-al meu. Mi-ai zis anumite chestii cu care te-ai contrazis și ai început să-ți îndrepți atenția spre Bogdan. Prin gesturi ieșite din comun. Aveam pretenția de la ea, fiind o femeie matură, gen... Să nu facă gestul care l-a făcut ieri, știi? Și să-mi și zică în față. Că nu, mă pune pe mine într-o ipostază nașpa. Dacă nu venea Bogdan, continuai să te cunoști mai bine cu Andrei? Cum sunt acum, era aceea, nu schimba cu absolut nimic. Zici tu? 100%. Eu mi-am permis să fac un gest, o glumă, atât, punct. Bogdan este singurul bărbat care are acel ceva care pe mine mă atrage din casa bărbaților, atât.
De ce ai plâns, Larisa? Nu cred că e normal să arunce cineva și mai ales Bogdan să meargă să-i spună lui Andrei că uite ce acum e Larisa, m-a pupat, m-a sărutat pe scări. Mi-a zis ce s-a întâmplat exact, că s-au pupat pe scări, gen. Între Bogdan și Andrei, pe care îl placi mai mult? Pe Bogdan. După toată povestea asta, te mai interesează Larisa? Din punct de vedere al unei relații, nu. Haideți să aflăm favoriții. Favorita din această săptămână este... Favoritul din această săptămână. Ați vorbit când ați plecat de aici? Da, am vorbit și din cauza asta nici nu o să mai insist la Bia, că eu cred că pe deja în această subiectul ăsta cu Bia, știi? Atunci o să-l sau deoparte. Păi mă, nu trebuie, că ce, că vorbesc ăștia iurea și... Da, vorbesc că iurea și zici că facem cuplu fake și de-astea și mai bine nu. Atunci, să zic că lumea după aia că fac cuplu fake, știi? Dar ți-o zici și Bia ceva de asta, adică o deranjat-o și pe așa? O deranjat-o și pe ea, dar bine, ea nu o zis că să nu mai vorbim și să nu ne mai cunoaștem, da? Zic eu că mi-e bine așa. Da. Nu aud, mai tăceți puțin, uite că a închis tot. Dă-i un follow, Bia. Iulian, dă-l. Cum? 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 Ia, Marie, explică și la Paula care e faza când apar băieții pe TV. Se face legătura numai în prima fază sau cum? Și ulterior nu mai vedem, așa pur și simplu. Nu, se mai face legătura, dar atunci când vorbim ceva despre ei. L-ai spus și tu, nu? Da. Deci auzi numai ei sau i-au zis? Da, uite, mă, ce mi-a... Mă, ce vedetă să cred ei. Zici că, fii atent, zici că e ca și cum ar plăti ceva dacă ne-ar ține acolo. Da, mă, dar a spus, deci eu când am văzut-o a rămas mască. Ca să nu facem noi followers din cauza lui. Astea sunt impresii pe care și le dă el, mă, lași cu astea. Urât. Mamă, mare bloc da. Și-l dau. Fai de capul. Eu nu știu cine mă cred în halul ăsta. Ești... Ia zi de ce. Nu știi de unde ai pornit, Jador? Eu știu foarte bine de unde am pornit. De la mămăligă și de la borș cu fasole. Da, și încă îmi place borș cu fasole. Dar cum îți dai impresii singur sau cum? De ce mă întreb? Și unde ai ajuns acum? Dacă nu... Nicăieri, la borș cu fasole. Tot ăla îmi place. De ce mă întreb? Da, acum pozează. Nu, auzi, știi care e faza? Da, îmi dă impresii. Știi care e faza? Eu, dacă nu vreau să țin pe cineva... M-am enervat ieri pur și simplu pe o situație care mi s-a întâmplat o trădare. M-a trădat cineva foarte rău. Și am zis, bă, oamenii în care eu nu am încredere, îi scop pe toți. Am lăsat-o pe sora mea, oamenii care mă cunosc și lucrez cu ei profesional, adică producătorul emisiunii Andreea Mantă și... În rest, toată lumea în care eu nu am încredere, nu are rost să țin acolo, pentru că mi se par niște oameni și nu vreau să văd în fața. Bine că ne-ai spus. Bine că ne-ai zis. Îți mulțumim. Nu, vă zic eu. Multă plăcere. Cam observat și eu asta. Nu mi se pare... Ok. Zipuile. Și dacă aș avea o iubită, ce crezi? Da, aș face că care... Dar aș lăsa-o doar pe ea acolo. Din moment, tot a început. Mi se pare un tip normal. În momentul în care Bogdan Mocanu a părăsit casa. Nu. Jador s-a liniștit, adică s-a liniștit. O încercat să se apropie de noi și au zis, bă, cum sunteți pe Instagram? Hai să vă bag pe toți. Așa e, da. Ca să facem o comunitate frumoasă, că n-au. Și chiar am văzut Jador, îi urmăresc. Iată! Până la urmă înseamnă... Ia-mi tăcut până amu, taci tu! Te rog, vreau să vă mai sute de mii de urmăritori, zeci de mii. Circ aici. Nu, e bine să urlăm acum. Băi, lasă-o, măi, Mariana, dacă vezi că e televizorul, nu mai vorbim dar deloc. Ai zis, Bianca, de 100 de ori. Adică bă, cum? Ne baci pe toți la prieteni când pleacă Mocanu și când se întoarce Mocanu... Bă, dar dacă te încălzește cu ceva, eu te bag înapoi. Dar mie nu trebuie să mă baci înapoi. Atunci... Pe mine e pur și simplu... Mi-o readus în cap așa un pic din stilul ăsta tău. Adică nu e frumos să faci așa ceva. Chiar dacă e virtuală treaba. De ce să nu fie frumos, frate? Dacă mie nu-mi face plăcere vă zic să văd pe cineva deci acolo, pe care, care, în care a văzut la Abitalent, frate, că urmărește decât unul. Stai un pic, atunci de ce ne-ai băgat dacă n-ai dar și eu am făcut așa, am vrut să fac și am și la 50, am văzut să scopi, frate, mi-e pește. Am fost trădat foarte rău, dar foarte rău. Și nu e ceea ce crezi voi că a ieșit Nicolae Cuzănoare. Ai fost, stai un pic, ai fost ceva mult, mult mai grav. Ai fost trădat în viața reală, nu în viața virtuală. Păi văd că voi trăiți în viața virtuală. Păi nu, tu trăiești dacă ne-ai scos din viața virtuală pe noi afară. Nu în viața, păi poate ai fost nu-mi face plăcere să-l văd pe Jucanu când văd eu pe el așa, cu ochelare așa. Nu m-am uitat. Bă, schimonul și ala asta. L-ai scos pe Jucanu. Ce nu l-ai scos numai pe următor? Nu, ca idee, am zis, eu urmăresc câțiva oameni cu care am relații așa
Ai, pe bun, atunci de ce ne-ai băgat? De ce v-am băgat? Da. V-am băgat atunci pentru că nu știu care mi-a zis întrebări. S-a făcut milă. Dă-mi și mie follow pe Instagram. Bine, hai să vă bag pe toți. Mare păcat, serios. Și el acum... M-a dezamăgit. Așa, indirect. Știi de ce, Bianca? V-a transmis că... Eu știu de ce. Pentru că am mințit de foarte multe ori pentru... Nu? Da. Foarte bine. Mesajul. Chiar m-a dezamăgit. Da. Nu, de acum trebuie să jucăm doar pentru... E vorba că a dat, am follow și că de la una am follow, m-a dezamăgit. Ce a spus el acum? Oricum te urmărești. Da. Da. Deci ce a spus el acum? Da. De rușine l-ai băgat pe el, dar de ce l-ai băgat și pe restul dacă n-ai încredere ei? Sau de ce ne-ai scos dacă te-o trăda cineva în viața reală și ne-ai scos pe noi din viața virtuală? Că n-are, ai zis că n-are legătură viața virtuală. Noi trăim în viața virtuală, aici nu e niciun joc. Păi tocmai, că tu ai scos. Păi tocmai, n-are legătură viața reală cu aia virtuală. Tu ai fost trădat în viața reală. Păi tocmai, pentru că nu trăim. Și dacă te deranjat atât de tare că te-am scos... Dar nu, tu răspunde la întrebare, nu mai da la întors. De ce te-a afectat viața reală cu aia virtuală dacă n-au nicio treabă? Omul nu mă afectează cu nimic, frate, că m-ai scos. Pentru că nu am încredere, frate. Nu am încredere. Și atunci de ce ne-ai băgat dacă n-ai încredere? Mari. Nu răspundem, de cine ai băgat dacă nu ai încredere? A început să vorbească foarte urât, Bianca, de când e cu tine, vorbește la fel, dă înțepături. Mie nu-mi convin chestiile astea, înțelegi? Voi, la fel, bine, poate în afară de tine și de Andrei, care chiar nu au nimic, știi? Dar în rest, și ăsta, dar în rest, toți dau cu săgeți, aruncă cu săgeți. Bun, atunci, pe restul îi înțeleg. Și am zis, bă, decât să scot 2-3 să lasă să fac, mai bine îi scop. Eu dau cu săgeți și zic, băi, de asta e greșeala ta, că ai băgat pe toți în aceeași oră. M-ai înțeles? Eu când am venit aici, urmăream aceeași oră, de fapt, n-aveam nici Instagram. Bă, tu vezi? Și nu urmăream pe nimeni, adică nu am scos pe cei vechi, să-i bag pe cei noi. Eu tot pe voi urmăream, gen pe voi, pe oamenii care au aici în casă. Bă, las. Mama n-are Instagram, nimeni n-are Instagram.